Voi fiți dar desăvârșiți, după cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Ați cunoscut pe cineva care este perfecționist? Cu acești oameni este foarte greu de trăit. Când fac această referire, nu îi am în vedere pe oamenii care caută excelența. În muzeul din Londra se află păstrată în ediție finală lucrarea lui Thomas Gehry, intitulată Elegie scrisă în curtea unei biserici de țară. Iubitorii de literatură engleză se minunează cum fiecare cuvânt este așa de bine ales și potrivit cu celelalte. Aceasta este o mare realitate. Ce s-a întâmplat de fapt? Cum s-a ajuns la această performanță? Gehry nu a fost mulțumit cu prima ediție, de aceea a rescris lucrarea. Apoi a îmbunătățit poemul a treia oară și a continuat așa timp de 8 ani. Cu toate modificările și ajustările făcute, Gehry nu a considerat niciodată că poemul său are deja forma finală. În muzeul din Londra sunt expuse copiile acestei lucrări în forma succesivă, în total de 75 de manuscrise diferite, toate scrise de mână. Aceasta este o dedicare pentru excelență, dar noi nu vorbim despre astfel de oameni. Vorbim despre aceia care niciodată nu pot accepta că a fost un poem și în primul manuscris. Aceștia nu înțeleg ceea ce înseamnă perfecțiunea și aplică înțelegerea lor pentru creștinism. Ei se folosesc de cuvintele Domnului Iisus din Evanghelia după Matei, capitolul 5, în care se spune să fim desăvârșiți, după cum și Tatăl nostru din ceruri este desăvârșit, și pun egal pentru ceea ce trebuie să fie creștinii. După cum Tatăl este perfect, desăvârșit, și creștinul trebuie să fie desăvârșit, fără niciun păcat sau greșeală. Cei ce interpretează în acest fel perfecțiunea, uită că dacă noi am reușit singuri să ajungem să nu mai avem niciun păcat sau greșeală, atunci Domnul Iisus n-ar mai fi avut niciun motiv să meargă la cruce. A fi desăvârșit, asemenea Tatălui nostru, înseamnă a intra în acest proces de sfințire, care are ca finalitate desăvârșirea. Este îndoielnic să credem că Domnul Iisus a vrut să ne spună că trebuie să atingem această stare de desăvârșire chiar în momentul când am crezut, ci această stare este ceea ce El dorește să fim la final. Doamne, Dumnezeule, ajută-mă să fiu plin de dragostea Ta și să cresc zi de zi în asemănare cu Tine. Amin.